Deci mai avem aici un porumbel. Desmet Matisse, am înțeles că e, nu? Desmet Matisse jumate și jumate e Poco cu... Asta așa că aveam aici. Poco de jos, ca să-i arăt, să-i arăt că știe mai bine. Iubiți de Gheanu, nu? Deci avem aici la tată Desmet Matisse, 100% Crăciunescu, care acum am deslușit pedigriul lui și este dintr-o linie de Desmet care au avut foarte bune rezultate. Și femela de la domnul Bizdricianu, care este, el poate să spună, deci aici avem pe Poco și nu mai știu ce, că nu i-am pus tot pedigriul complet, dar e din porumbei de Jostone care i-a făcut. Ia, țineți puțin capul să-i facem și ochiul. Acolo jos la femeie ridică de un Poco. Vino încoace, Lucușor, da. Să vezi de ce aici. Deci asta este fiul din Poco. Da. Și femela este Blau Van Open cu Venus și cu Chica de Jostone de la Cosmin Olteanu. Deci, e retras la marcă. Porumbelul e retras la marcă. În 2021 mi-a avut un loc 3 la Camin, în Ucraina, la derby. Deci mi-a câștigat, nu știu, i-a dat și niște bănuți lui Stelu, uh-huh, la derby-ul ăla, a avut locul 3 pe mașină, pe lansare. Și mai are în același an Harkov-ul făcut. Deci are două maratoane extreme în 2021. În general, desmeții sporumbei o soși puțin mai mari, la corijat. Da, l-a șlefuit puțin, nu? L-a șlefuit. Deci o soră cu el, anul ăsta, i-am împrumutat-o lui domnul Crăciunescu. Și chiar mi-a tras atenția că lui îi plac porumbei cu un stern lung, cu un stern, adică porumbei mai are tot ce-i trebuie, mai mari, și îmi reproșa că femeluța e un pic mai scurtuță și mai... Zic, doctore, o compensez și... Urmă, când a văzut mama și i-am spus despre ce-i vorba, că sunt porumbei de Jostone, așa, a oprit-o și... Mie-mi place. Sper să... O să zică cineva, păi dacă e jumătate de la tine, nu! A șlefuit. Da. Deci, în general, porumbei de Desmet Matisse sunt mari, osoși. S-a schimbat foarte. În 2021 la derby-ul ăsta de la Camin, și Caminul are 900 și... Cum să nu? Eu am 976 deci la Camin, voi aveți 940. E cam același cu Harkov, deci nu e diferență. Puțin. Mare decât că ăsta e mai în nord. Eu la Harkov am 1004 și la Camin 976. Deci tot acolo. Tot acolo. Așa. Și v-am spus, așteptam porumbeii. Am un zbor destul de ușurel, adică nu condiții grele de zbor. De zbor. Și apare primul porumbel, seara pe la 8 și ceva era. Nu era niciun porumbel venit la chinezești, la le vedurea. A venit unul. Când s-a lăsat pe trapă, Stelul, Desmetul. Deci porumbelul de care aveam nevoie să facem, îl pusese la echipă. La derby. Zic, uite-l. Bă, dar expresiv, bă. Pune-l acolo, să-mi dă.